auzit rezultatele quasi finale. Dragi români, cu peste 6,2 milioane de voturi m-ați ales președinte al României. Vă mulțumesc! Mulțumesc tuturor celor care au ieșit ieri la vot. O prezență fenomenală, peste 64%, este cea mai plăcută surpriză din aceste alegeri. Este clar că acum campania a trecut, ce a fost de ales, s-a ales. Acum trebuie să ne apucăm de treabă. Eu sunt dispus să mă apuc foarte serios și foarte hotărât de treabă. Pe 16 noiembrie, cetățenii României au dat semnalul schimbării profunde în România. Acest semnal este unul extrem de puternic. Este un semnal atât pentru mine, cât și pentru clasa politică. Eu am înțeles acest semnal dat de cetățenii români. Îi îndemn pe politicieni să ia seama, să ia în considerare acest semnal dat printr-un vot covârșitor. Îi îndemn pe politicieni să judece bine ce au de făcut în zilele următoare. Solicit Parlamentului să se țină de cuvânt și mâine să pună pe ordinea de zi legea amnistiei și grațierii și să o pice. Tot mâine rog Parlamentul să ia în discuție toate solicitările venite din partea justiției și să le încuvințeze pe toate. Rog partidele politice să înceapă urgent discuțiile pe legea votului electronic și a votului prin corespondență. Nu vreau să se mai întâmple vreodată ceea ce s-a întâmplat la votul în diasporă. Mii de români nu au putut să-și exercite dreptul la vot. Este inadmisibil. Așa ceva trebuie prevenit urgent. Vreau în acest moment să-mi exprim încă o dată respectul pentru românii din diasporă care au avut nevoie de multe ore să voteze, care au înțeles importanța votului lor, au călătorit câteva ore până la secția de vot, acolo au stat mulți în ploaie, în frig, ca să voteze. Le mulțumesc! Cineva trebuie să suporte consecințele votului catastrofal organizat în diasporă. Guvernul va trebui să analizeze această chestiune și să-i tragă la răspundere și să-i demită pe cei vinovați de organizarea defectuoasă a votului în diasporă. Este foarte bucurător că aproape 400.000 de români au votat în diasporă. Este însă extrem de îngrijorător că au fost mii de români care nu au putut să voteze. Pentru aceste lucruri
cei vinovați trebuie să răspundă cu funcția. De asemenea, îl rog pe președintele încă în funcție să analizeze de asemenea această situație și să recheme de pe post pe toți diplomații care nu au gestionat corespunzător situația din secțiile de vot. Consider că este un gest minimal să fie retrași ambasadorii și consulii de acolo unde românii au fost umiliți. Nu pot să accept să existe situații unde concetățeni de ai mei să fie tratați cu gaze lacrimogene, fiindcă vor să voteze. Un gând bun pentru partenerii noștri externi. Voi continua parteneriatele care sunt pilonii politicii externe ale României. Parteneriatul strategic cu Statele Unite ale Americii, rolul și locul nostru în NATO, rolul și locul nostru în Uniunea Europeană. Voi dovedi că România este un partener serios, credibil și de cursă lungă. În fine, tot legat de semnalul dat de români, invit guvernul să poftească în Parlament cu bugetul pentru 2015. Cu cât mai repede, cu atât mai bine. Și în final, dragi români, în deschidere am spus că vă mulțumesc pentru că m-ați ales președinte al României. Vreau să știți că eu voi fi președintele românilor. Eu voi fi un președinte liber. Vă voi reprezenta pe voi. Vă mulțumesc. Bravo, domnule președinte. Domnule președinte, domnule președinte. Astăzi vorbim despre rezultatul votului care este foarte clar. Începând de mâine, Partidul Național Liberal, noul Partid Național Liberal, își va face cunoscută opțiunea în ce privește parcursul viitor. TVR-ul, vă rog. TVR-ul, vă rog. A fost sunat aseară de Victor Ponta, a fost sunat și de președintele Dreangă. Trebuie să mă felicite. A fost sunat de primul ministru și am avut o conversație telefonică. Iar Antonescu? Nu. Domnule Iohannis, aseară președintele PDL, co-președintele noului Partid Național Liberal, Vasile Blaga, solicita demisia premierului Victor Ponta. Din poziția exprimată astăzi de dumneavoastră, constat o diferență de opinie în această privință. Eu cred că este destul de clar ce am spus. Să se analizeze și cei vinovați să plece. Punct. Poate din succesul guvernului? Veți încerca să schimbați această majoritate? Pentru că nu ne răspundeți. Spuneați că de mâine state să acerteți ca guvernului de către voi guvernului. Schimba felul în care se face politică în România. Poftiți. Nu reușit să vă înțelegeți poftiți. Premierul Victor Ponta, vă rog. Există
fuziunea între PNL și PDL a fost decisă la sfârșitul lui iulie în Congres Comun și a fost înregistrată săptămâna trecută, este finalizată în integralitatea ei și nu mai există cale de întoarcere. Vă mulțumesc mult!